prima noapte de iarnă în județul nostru. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a intervenit în cursul nopții de miercuri spre joi cu utilaje proprii pentru dezăpezirea mai multor tronsoane de drumuri naționale din județele Sibiu, Brașov și Harghita. Pe Transfăgărășan, acțiunea de curățare a zăpezii continuând și în cursul dimineții de azi. Potrivit reprezentantului Direcției Regionale de Drumuri și Poduri, Robert Elecheș, urma ninsorilor care au început să cadă de miercuri la ora 17 și până joi dimineața la ora 6 s-a intervenit cu 9 utilaje și s-au răspândit 106 tone de sare în județul Harghita. De asemenea, s-a intervenit la predeal în județul Brașov. Pe DN7C, Transfăgărășan la Băleala, operațiunea de dezăpezire a continuat și astăzi. Totodată, în urma lapoviței și ninsorii căzute în noaptea de miercuri spre joi, un utilaj de dezăpezire a intervenit în stațiunea Poiana Brașov, care a împrăștiat circa 5 metri cub de material antiderapant.